loc de dialog. Argumentul contează. Este ora 18 și 10 minute, doamnelor și domnilor. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Loc de Dialog. De la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Veronica Botnariuc. În această seară vom discuta despre actualitatea politică din țară, despre ce mai face Partidul Democrat, care sunt realizările și care sunt perspectivele pentru următoarea perioadă. Vom discuta toate acestea cu liderul Partidului Democrat, cu ex-premierul, dar și deputatul PDM, Pavel Filip. Domnule Filip, bună seara și bine ați revenit la Radio Moldova. Bună seara! Stimați radioascultători, vă anunț că astăzi veți avea posibilitatea să adresați întrebări ex-premierului și liderului Partidului Democrat, Pavel Filip. Vom deschide liniile telefonice, ca de obicei, la ora 18:45 de minute. Numerele de telefon la care ne puteți suna sunt 0227-21758 sau 022-406-853. Înainte de emisiune, spuneam, domnul Filip, că de 4 luni nu ați fost în studioul Radio Moldova, deși am mai încercat să vă mai chemăm. Ați fost ocupat, multe s-au schimbat în aceste 4 luni. Ați devenit, atunci nu erați lider de partid, în această perioadă ați devenit liderul formațiunii, liderul fracțiunii, după care ați refuzat. Apoi a fost demis un guvern, a fost investit un alt guvern, avem un procuror general. Iată, despre toate acestea vom discuta pe parcursul ediției de astăzi, dar le vom lua pe îndelete. O primă întrebare, vreau să discutăm mai întâi un pic despre partid, despre ceea ce este în partid. Cum este să fiți liderul Partidului Democrat? Vreau să ne spuneți cât de ușoară și cât de plăcută este această funcție. Trebuie să recunosc că este o experiență nouă pentru mine, pentru că chiar dacă am fost membru al Partidului Democrat și o bucată bună de timp am fost vicepreședinte al partidului, vreau să vă spun că în postura de președinte al partidului se deosebește foarte mult de celelalte și de celelalte activități ai membrilor partidului. Nu am crezut că o să-mi ia atâta timp această activitate pentru organizarea internă și consultările interne la partid. De aceea încerc să mă deprind cu acest lucru. Trebuie să recunosc că nu a fost simplu. Este adevărat, când am fost dată precedentă la dumneavoastră, nu eram încă președinte de partid. De aceea, în toată această perioadă, am avut foarte multe discuții, în primul rând, cu membrii partidului din teritoriu, în toate raioanele. Am fost nu o singură dată și m-am întâlnit cu ei, astfel încât să înțeleg atunci, la moment, care era starea de spirit în interiorul formațiunii, după cele întâmplate, după ce partidul a trecut de o manieră mai deosebită în opoziție, și doar după aceste discuții am luat o decizie să candidez la funcție de președinte a partidului. Și da, nu vreau să mă plâng că este o povară sau este un lucru foarte complicat și o responsabilitate mare, dar într-adevăr vreau să vă spun că au depășit așteptările mele. Îmi ia mult. Trebuie să dedic mult mai mult timp activității de partid decât îmi imaginam la bun început. Iată, spuneați că ați încercat să aflați starea de spirit în formațiune, care este atmosfera de acolo. În spațiul public se discută că Partidul Democrat este împărțit în 2-3 tabere. Deja această întrebare v-au pus-o și mai mulți colegi de-ai mei. Unul din analiștii politici spuneau că această divizare a fost vizibilă încă de la Congresul Extraordinar al Partidului, atunci când se vedeau 3 formațiuni, una ar fi ar dumneavoastră, alta ar fi pro-Vlad Plahotniuc și a treia ar fi acei deputați care s-au rupt de la Partidul Comuniștilor și cumva ar dori să se apropie mai tare de Partidul Socialiștilor. Cum vedeți astăzi atmosfera și dacă sunt disensiuni în cadrul partidului și să ne spuneți și radioascultătorilor, este sau nu această divizare în partid?
Este adevărat, au fost foarte multe speculații în spațiul public, am fost în situație nu o singură dată să răspund la această întrebare. O să încerc să vin cu explicații astfel încât să punem toate punctele pe I. Unu, trebuie cu toții să înțelegem că această echipă a Partidului Democrat, vorbesc de fracțiunea Partidului Democrat care a venit în Parlament, nu a fost selectată de mine, pentru că atunci lider de partid era absolut altă persoană. Doi, partidul a trecut printr-o criză politică, eu consider, atunci când a trecut în opoziție. Liderul partidului a plecat. Deci noi am fost în situație, într-un mod oarecare, să trecem, dacă vreți, la altă stilistică de lucru și de comunicare în interiorul partidului. Acum, în fracțiune, dar nu numai, chiar și în structurile interne de partid, se comunică mai mult. Acum, problemele se dezbat, inclusiv la fracțiune, noi câteodată stăm ore în șir și discutăm despre o problemă sau alta. Și trebuie să recunoaștem că sunt oameni cu diferite viziuni în fracțiune, precum și în partid, cu diferite viziuni la problematica de țară, cu diferite viziuni la problematica de partid. Și foarte multă lume confundă, iată, aceste dezbateri sau aceste discuții pe alocuri în contradictoriu și foarte fierbinți cu o dezbinare în cadrul formațiunii. Deci nu este adevărat și ați văzut că de fiecare dată, pentru că da, eu înțeleg această perioadă mai complicată și poate mulți se așteptau la o scindare a partidului sau la o scindare a fracțiunii, precum s-a mai întâmplat în Republica Moldova cu alte formațiuni politice, dar în final este doar o speculație, sunt doar niște speculații, pentru că eu consider s-a schimbat modalitatea de comunicare în partid și unii confundă, iată, cu o posibilă scindare. Noi am avut multe discuții pe interior, vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, chiar dacă avem discuții în contradictoriu, deci noi și acum, duminica trecută, am avut ședința Consiliului Politic Național, pentru că am fost în situație să răspundem la aceste întrebări și membrilor noștri de partid, care vin din raioanele noastre, din toată țara, și încă o dată am demonstrat că există unitate în cadrul fracțiunii. Această fracțiune, de fapt, este produsul Partidului Democrat, este un activ, dacă vreți, până la urmă, care trebuie folosit foarte inteligent în activitatea politică a partidului. De aceea suntem integri, nimeni nu pleacă nicăieri și vom demonstra acest lucru pe viitor, așa cum l-am demonstrat, de fapt, și până acum. Nu că am simțit. Există această democrație internă și regula democrației este că minoritatea se supune majorității. Dezbatem în contradictoriu, dar odată luată decizia este una pentru toți. Nu ați simțit, de exemplu, că acei deputații care au venit de la comuniști cumva ar dori să se alieze celor care au astăzi puterea? De ce nu? PSRM-ului. Eu cred că... Sau lumea este liberă să aleagă ce vrea? În primul rând, deputatul sau mandatul unui deputat este mandat imperativ. Deci nimeni nu poate impune pe nimeni să procedeze de o manieră oarecare. Dar în același timp există această, dacă vreți, până la urmă, rațiune și responsabilitatea fiecărui deputat și despre acest lucru discutăm, am mai discutat în interiorul formațiunii, că mandatul unui deputat este obținut în baza muncii întregii formațiuni. Oamenii noștri din teritoriu aleargă, conving oamenii, cetățenii să voteze pentru Partidul Democrat, de aceea responsabilitatea este mult mai mare. Sigur că, teoretic, totul se poate întâmpla. Dar noi am demonstrat, de fapt, prin activitate reală, deja că rămânem a fi până când o fracțiune unită, chiar dacă sunt de acord cu dumneavoastră, viziuni sunt diferite. Păi vreau să vă întreb, iată, în context. Săptămâna trecută, la colegii de la TV8, democratul Andrean Candu a declarat
a recunoscut, de fapt, că ar dori să se retragă din, din politică, din Partidul Democrat. Ați discutat cu dumnealui, dumnealui spunea că înainte de congres a discutat cu dumneavoastră la acest subiect. Cum explicați dumneavoastră această plecare? Ce înseamnă această plecare a domnului Candu? În primul rând, eu nu am auzit că domnul Candu vrea să se retragă din politică. Cel puțin asta a recunoscut săptămâna trecută, în cadrul emisiunii de la TV8. Dar, iarăși, deci este voia fiecărui deputat să procedeze așa cum găsește el de cuviință. Deci, iată, noi am avut situația cu domnul Alexandru Botnar de la Hâncești, care a fost ales candidat pe circumscripție din partea Partidului Democrat, după care a participat în alegerile locale și a învins pentru funcția primăria de primar Hâncești. A Hânceștiului și a luat o decizie. Iarăși, a fost o decizie personală să rămână la primărie în primul rând și, doi, și-a anunțat că se retrage din dimensiunea politică, hai să zicem așa, din activitate politică, ceea ce a însemnat că a plecat din cadrul Partidului Democrat, dar nu a aderat sau nu a plecat la altă formațiune politică. Noi am discutat, desigur, și acest subiect cu dumnealui. El a venit cu explicațiile necesare. Dar cât de corect este, iată, dumneavoastră ca lider de partid, a fost înaintat la această, deci în alegerile locale de partid, a fost susținut de partid și, hop, într-un moment îi pleacă de la partid. În calitate de președinte de partid, desigur că este o situație care nu este pe placul meu, pentru că formațiunea politică investește într-un om sau altul, îl ajută ca apoi el venind într-o funcție publică cumva să promoveze ideile partidului, astfel aducând înapoi plus valoare la partid. Deci domnul Botnar a venit cu explicațiile necesare, precum vă spuneam că este o situație mai complicată în Hâncești. El își dorește foarte mult să consolideze echipa municipală din Hâncești, vorbim de consilieri, astfel, pentru că sunt viziuni diferite, el a considerat că, fiind într-un mod oarecare apolitic, va reuși să facă mai mult bine locuitorilor din Hâncești. Nu mi-ați răspuns la întrebarea, bun, până la sfârșit, la întrebarea cu domnul Candu. De ce pleacă totuși dumnealui? Pentru că, vă zic, înainte, chiar când am început emisiunea, spuneam că gurile lumii, bun, societatea discută cum că ar fi, sau în spațiul public se discută cum că ar fi deputați care l-ar susține pe domnul Candu, da? Și cumva ar exista această disensiune. Dumneavoastră ați spus punctele pe ei și ați spus că nu există nicio disensiune. Atunci, de ce ar pleca domnul Candu? No, încă o dată, haideți să revenim. Eu nu pot spune că nu există nicio disensiune. Deci, vă spuneam, fiecare om este cu viziunile sale, dar până la urmă noi am convenit că va fi respectată această disciplină de partid pe care o avem și până o fi nu am pretenții. Eu trebuie să recunosc că pentru prima dată aud că domnul Candu a declarat că va pleca, că urmează să plece din Partidul Democrat. Cel puțin dumnealui a recunoscut că ar dori să plece. Din câte cunosc în această emisiune, el a spus că și-a dorit într-un moment oarecare să plece din partid. Dar și acum, dacă cineva dorește să se retragă, deci este decizia fiecărui în parte. În cazul domnului Candu, el nu este deputat de circumscripție, este deputat care a acces în Parlament pe listele partidului. În cadrul emisiunii de ieri și nu doar, ați declarat că în prima jumătate a anului, deci în ianuarie-februarie anului viitor, veți face o reformare a partidului. Despre ce fel de reformare este vorba? Este adevărat, noi pregătim o resetare, să zicem așa, a Partidului Democrat. Se muncește foarte mult pentru că din punctul meu de vedere, este o acțiune absolut firească. Formațiunea politică, Partidul Democrat, a trecut în opoziție. A trecut în opoziție, cum vă spuneam, încă de o manieră deosebită, nu tocmai cea mai plăcută pentru mine personal, dar în același timp trebuie să recunoaștem că
PD-ul a venit în Parlament cu 30 de mandate, un scor istoric pentru Partidul Democrat, niciodată nu a avut atâtea mandate. Sigur că trebuie să răspundem la întrebarea de ce Partidul Democrat a nimerit în opoziție venind cu un număr atât de mare de mandate în Parlament. Iată răspunsul la această întrebare de bază înseamnă în linii mari, dacă ar fi să privim elementele în complexitate, și resetarea Partidului Democrat. Trebuie să recunoaștem, de ce nu? Pentru că eu am simțit-o pe pielea mea proprie. Vorbeați despre o comisie, va fi creată o comisie de etică, da? Eu nu aș scoate în evidență acest lucru, pentru că această comisie de etică, ea a existat și ea există, vreau să vă spun că în cadrul fiecărui partid, nu întotdeauna este utilizat acest instrument eficient de către formațiunile politice. De aceea, desigur, bine, dar acum spuneați că veți apela la această comisie. Cum vor fi analizate? Evident, comisia de etică în principiu poate fi privită ca un fel de curte constituțională pentru formațiunea politică, pentru că există elemente de conflict intern unde nu poate să ia decizia președintele partidului sau chiar biroul executiv. Atunci această comisie de etică este formată din oameni, eu știu, care au o istorie o biografie în această viață și aceste situații de conflict se discută la această comisie de etică și ulterior deciziile comisiei de etică sunt spre executare. Și ca să înțeleagă și radioascultătorii, dacă, de exemplu, atunci un membru de partid, da, nu corespunde anumitor criterii sau ce se va întâmpla? Le veți pune la revedere? Mie mi se pare că noi punem accentele greșit acum. Eu înțeleg unde duceți dumneavoastră, că această comisie de etică va începe a curăți rândurile partidului. Pe departe, nu este așa. Deci, în primul rând, nu este vorba doar de comportamentul unui sau altui membru de partid. Sunt situații diferite când sunt opinii diferite, spre exemplu, cine urmează să candideze, eu nu știu, într-un raion oricare, în cadrul unui scrutin. Și atunci când sunt păreri diferite, sunt câțiva candidați, atunci această comisie trebuie să ia o decizie până la urmă. Dar cât ține de ce e spre ce bateți dumneavoastră, această curățare, eu am mai răspuns la această întrebare. Nu am de gând să arăt cu degetul cine trebuie să plece din partid, pentru că nu sunt eu omul care procedează de o asemenea manieră. Pentru mine sunt importante lucrurile fundamentale. De aceea, noi puțin ne-am abătut, eu am început să vă spun că trebuie să răspundem la întrebarea de ce Partidul Democrat cu multe mandate a ajuns în opoziție și din punctul meu de vedere, dar împreună cu colegii am analizat până acum aceste lucruri pentru că, da, PD-ul a obținut un scor bun exprimat în număr de mandate, dar scorul politic a fost unul jos. Eu am fost cel care am trăit pe pielea mea atunci când am candidat în circumscripția Strășeni, când oamenii îmi spuneau că, știți, domnul Filip, noi vă votăm pe dumneavoastră, dar nu votăm și Partidul Democrat. Și aici, atunci am înțeles că lucrurile nu stau în regulă la Partidul Democrat. Știi ce nu au stat lucrurile în regulă? Cine se face vinovat atât de... Păi iată, anume, prin această resetare, noi credem că vom elimina această problemă. Pentru că a fost, de ce să nu recunoaștem, a fost provocată o ură în societate orientată împotriva Partidului Democrat. Iată, noi trebuie să eliminăm această problemă de bază. Partidul trebuie să fie respectat și, de ce nu, iubit de oameni. Foarte repede vom... Iată, vorbeați de... Bine, s-a eliberat un loc în circumscripția Unie Nominală Hâncești, vor fi peste 3 luni, cred că, alegeri parlamentare anticipate. V-ați gândit deja, spuneați că vă veți gândi împreună cu echipa pe cine înaintați în cadrul... Bun, candidat. Nu am luat o decizie încă în acest sens, pentru că urmează încă să avem discuții împreună cu toată echipa. Chiar astăzi am vorbit despre acest subiect. Eu cred că în perioada imediat următoare, desigur că decizia va fi luată.
Partidul Democrat a susținut demiterea guvernului Sandu. Vreau să vă întreb cât, dacă regretați acest lucru sau nu aveți cumva remușcări acum la o lună de la acest eveniment? Eu am spus acest lucru și în luarea mea de cuvânt în Parlament, atunci când s-a produs acest eveniment, și încă o dată nu trebuie să mințim oamenii. Guvernul Maia Sandu nu a fost demis. Maia Sandu a luat o decizie să plece de la guvern și, din punctul meu de vedere, a fost o decizie a ei personală. Eu văd acum toate aceste discuții prin emisiuni prin care se încearcă într-un mod oarecare a se da eroi pentru că, nu știu, această reformă a justiției, numirea procurorului și așa mai departe. Deci nu este adevărat. Eu cred că s-a găsit cumva o ieșire cât de cât onorabilă din această responsabilitate, pentru că eu știu cât de grea este povara responsabilității în guvern, atunci când conduci un guvern. Și eu cred că Maia Sandu se temea că nu, de fapt ei vedeau că nu fac față problemelor, nu au venit cu proiecte sociale, nu au venit cu nimic pentru oameni în timp de 5 luni de zile și de aceea au ales această cale. De aceea ei singuri au plecat de la guvernare. Este ora 18 și 31 de minute. Acuș, vom reveni și la alte discuții după un generic. Loc de dialog. Argumentul contează. Stimați radioascultători, vă reamintesc că audiați emisiunea Loc de Dialog. Invitatul ediției de astăzi este liderul Partidului Democrat, Pavel Filip. Domnule Filip, îmi amintesc, pentru că eram și în Parlament în data de 12 noiembrie, atunci când a fost demis guvernul Sandu, toți au zâmbit atunci când a ținut un mic discurs domnul Diacov și spunea că sfârșitul bun, relația dintre PSRM și blocul acum este un sfârșit al love story, un love story, un sfârșit de love story dintre cele două, dintre cele trei formații, fracțiuni. Vreau să ne spuneți, dumnealui spunea că dacă s-a terminat un love story, normal ar trebui să înceapă o altă istorie de dragoste. Vreau să ne spuneți acum ce facem. Asistăm la un love story dintre PSRM și PDM? Deci este o situație politică care a fost creată. Formațiunea PD-ul nu putea atunci să nu voteze această moțiune de cenzură și dacă o să-mi permiteți foarte scurt cu puține explicații o să vin. Da, foarte pe scurt, mai avem pentru foarte multe întrebări. Pentru că noi nu puteam să nu votăm demisia guvernului Maia Sandu, eram tocmai după alegerile locale, generale. Maia Sandu declarase sus și tare de la tribuna guvernului că în raioane vor face coaliții cu oricine, numai nu cu Partidul Democrat. De aceea, noi nu puteam să susținem pe cineva care nu și-a cumpărat, cum v-am spus, cel puțin un bilet de loterie, pentru că ei nu au vrut să discute cu noi și nu erau categoric împotriva acestor discuții. De asta, noi, desigur, că nu am putut să nu votăm. În continuare, deci, noi nu ne-am dorit alegeri anticipate și nu ne dorim alegeri anticipate. Eu cred că politicienii trebuie să fie responsabili, să-și ducă mandatul până la capăt în Parlament. Au venit socialiștii cu guvernul Chico. Noi am avut discuții înainte de a-i oferi vot de încredere acestui guvern. Am vorbit cu prim-ministrul Chico. Desigur că există și condiționalitățile noastre. Dar aici trebuie să scot în evidență un lucru foarte important. A nu se confunda că PD-ul nu a făcut o coaliție cu Partidul Socialiștilor. Asta înseamnă, de fapt, este o diferență foarte mare între a susține un guvern minoritar și a face o coaliție cu cineva, pentru că atunci când intri în coaliție,
duci responsabilitatea pentru a vota tot pachetul înțelegerilor pe care l-ai avut la început. Noi nu am făcut înțelegeri cu socialiștii, de aceea avem libertatea de a susține proiectele care considerăm că sunt pentru oameni, pentru țară și se încadrează în albe viziunilor Partidului Democrat și nu vom susține ceea ce noi considerăm că nu se încadrează în valorile pe care le împărtășim noi. De aceea este o diferență foarte mare. Iată, ieri a fost publicat un barometru sociopolitic în care vedem o schimbare bruscă de situație în ceea ce privește opinia cetățenilor. Rezultatele barometrului arată că 45% dintre moldoveni sunt pentru o coaliție dintre PSRM și PDM. Iar în topul politicienilor este Igor Dodon, Maia Sandu, urmat de Pavel Filip, urmat de dumneavoastră. Cum comentați această schimbare de opinie a societății? Dumneavoastră spuneți că nu sunteți într-o coaliție cu PSRM, dar societatea totuși ar dori. Deși, bun, sondajele arată. Nu, eu nu cred că acest sondaj este o surpriză. Cel puțin pentru mine nu reprezintă o surpriză. Pentru că în această perioadă de timp au avut loc multe evenimente politice. Eu cred că așteptările în societate față de guvernul Maia Sandu au fost foarte mari, pentru că ei au creat această așteptare. În schimb, le-a oferit oamenilor ca și cum un produs reclamat foarte tare, dar în principiu oamenii au primit un produs de calitate proastă și oamenii s-au dezamăgit, pentru că prin echipa care au venit la guvernare, foarte slabă, au provocat această dezamăgire. De aceea și avem această situație, pentru că eu consider că încă guvernul Partidului Democrat a fost un guvern care a demonstrat prin lucruri concrete că poate dezvolta proiecte și oferă proiecte atât sociale cât și de economice sau de infrastructură. Memoria oamenilor nu este una scurtă. Ei au văzut ce am făcut noi, au văzut ce a făcut guvernul Maia Sandu și acum acest guvern, guvernul domnului Chicu, în principiu a reluat toate programele sociale care au fost lansate de către guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc. Și probabil aceasta și este pe seama, iată, acestor elemente, oamenii și-au făcut concluziile necesare. Domnul Filip, dacă ați fi în situația în care să ajungeți la un numitor, să faceți o coaliție, da? O coaliție pro-europeană, cu cine ați face? Sunteți de acord să o faceți cu blocul acum și în ce condiții? Vedeți că noi am avut o coaliție pe care eu am numit-o de la bun început nefirească între blocul acum și Partidul Socialiștilor. Și eu am auzit în adresa noastră învinuiri, apropo, din partea susținătorilor sau de ce nu chiar echipei blocului acum, precum că noi am întărit foarte tare socialiștii și le-am oferit guvernul. Vreau să fac o explicație aici și să numim lucrurile pe nume așa cum stau ele. Eu cred că tot ce s-a întâmplat până acum este produsul activității celor din blocul acum împreună cu socialiștii, pentru că ei au votat pe doamna Greceanu, președinte de Parlament, ei au votat instituirea în funcții a instituțiilor de stat pe cei care îi avem astăzi, ei i-au oferit guvernul PSRM-ului, pentru că dacă Maia Sandu nu mergea încăpățânat pre angajarea răspunderii, noi ne-am retras moțiunea noastră de cenzură. Lucrul ăsta nu ar fi avut loc. Acum, cât ține de coaliții, Partidul Democrat este deschis spre dialog cu toată lumea. Noi niciodată nu am ales sau nu am dat prioritate partenerilor de dialog sau, bine, este o exprimare greșită, cred că noi niciodată nu am spus categoric nu, că nu vom vorbi cu cineva din cei care au acces în Parlament și eu consider că aceasta nu trebuie să se întâmple în politică în general. De asta, iarăși, noi creăm o percepție greșită în societate când, într-un mod oarecare, etichetăm o formațiune politică sau alta, că sunt pro-europeni sau alții nu sunt pro-europeni. Noi am fost martorii celor care mergeau sub drapelul Uniunii Europene, dar de aici se comportau, hai să zicem așa, mai moale urât sau se ocupau de furturi și corupție și așa mai departe.
Deși nu consider că activitatea guvernului Sandu a fost tocmai bazată pe valorile occidentale sau europene. Am fost martorii epurării cadrelor din guvern. Într-o singură zi au fost dați afară 65 de oameni. Nu cred că ăsta nu a afectat sau nu a atentat la drepturile omului atunci când ei declarau că i-au dat afară pentru că au fost în campanie electorală sau pentru că aveau o viziune oarecare politică. Iată, dumneavoastră spuneți că blocul acum este cel care cumva a ridicat și a susținut, a scos în vizor. Da, și vreau să vă asigur că Partidul Democrat va fi o contrabalansă mai puternică pentru socialiști decât blocul acum. Da, ne aducem aminte când erați la guvernare și PSMM, practic, bine, președintele Igor Dodon practic era suspendat, nu mai țin minte de câte ori și astăzi PSRM are putere totală. Vedem că și la nivel legislativ și cele mai importante instituții ale statului și iată și capitala deja. Cum vă gândiți? Până acum cei care au fost bine în coaliție, care au susținut ceea ce este astăzi acum și au ajutat ca să obțină această putere, spuneți că este blocul acum. Mai departe, PD-ul oricum. Dumneavoastră spuneți că nu sunteți într-o coaliție. Oricum se observă o susținere și o colaborare între. Cum vă gândiți dumneavoastră să ieșiți și să reveniți la ceea ce a fost anterior? Eu cred că o să fiți de acord cu mine că socialiștii au învins în această cursă pentru primăria orașului Chișinău datorită blocului acum, acestui mariaj care vă spuneam eu că este unul neferesc. Acum PD-ul merge pe agenda proprie. Deci eu nu cred că ni se poate reproșa că am votat în Parlament ceva de genul celor care le-au votat cei din blocul acum împreună cu socialiștii, pentru că și am spus-o nu o singură dată, atunci când se vorbea foarte mult despre reforma justiției sau procuraturii, am considerat că au venit cu proiecte de legi neconstituționale. Și o să vă dau un exemplu. Chiar și proiectul de lege aprobat prin angajarea răspunderii de către Maia Sandu. Haideți să facem un exercițiu elementar. PD-ul avea înaintat o moțiune de cenzură împotriva guvernului Sandu, care nu a fost examinată în timp de 2 săptămâni, cu părere de rău, pentru că asta a fost atitudinea față de opoziție. După care au venit socialiștii cu această moțiune de cenzură. Vă puteți închipui că dacă nu retrăgeam noi moțiunea de cenzură, ce se întâmpla? Vă spun eu atunci, conform cadrului legal în vigoare, primul subiect care trebuia examinat în ședința Parlamentului trebuia să fie moțiunea noastră de cenzură. Și atât guvernul Sandu pica pe moțiunea noastră de cenzură, automat rămânea în picioare legea cu privire la procuratură aprobată prin angajarea răspunderii și după care venea domnul Chicu, prim-ministru, și înainta o candidatură la funcția de procuror general. Ce am fi avut noi atunci în societate? Răspunsul este că nimeni nu trebuie să procedeze de o manieră să aprobe legi sub o persoană sau alta. Legile trebuie să fie funcționale. Domnul Filip, mai avem 17 minute până la sfârșitul acestei ediții. Mai avem multe întrebări și de la radioascultători vom deschide în câteva minute și liniile telefonice. Foarte pe scurt vreau să trecem și peste alte întrebări. Cât de tehnocrat îl vedeți guvernul Chicu? Noțiunea de tehnocrație în guvern este una foarte, foarte relativă. Eu nu cred în guverne tehnocrate pentru că fiecare guvern este emanația politicului. De aceea, bine, noi utilizăm foarte des această noțiune, dar în principiu și este normal, guvernul este emanația politicului. Deci există o formațiune politică care a înaintat acest guvern și această formațiune politică sau oricare formațiune politică care instalează un guvern vrea să obțină dividende politice din activitatea acestui guvern. Guvernul este un instrument pentru politică. Ce durată de viață îi dați guvernului Chicu? Eu cred că
îmi vine foarte greu, până de la fapt, alegerile îmi vine foarte greu să spun. Domnul Chicu, el nu o singură dată spunea că inițial a avut un program până la alegerile prezidențiale, dar încă o dată nu vreau să dau, să vin cu prognoze și să dau note acum, încă nevăzând activitatea reală a acestui guvern. Iată, ne aducem aminte bine, noi știm, bun, suntem o țară parlamentară, ne aducem aminte care era formula dumneavoastră de lucru atunci când erați prim-ministru, ieșirile la partid, prezentările proiectelor de lege și așa mai departe. Nu vreau să discutăm, ați discutat în alte emisiuni despre asta. Vreau să faceți o comparație. Iată, suntem, așa cum am zis, o republică parlamentară, dar analizând activitatea guvernului, a parlamentului și a președinției, da? Cum credeți? Cât de parlamentară? Iată situația de astăzi. Cât de parlamentară este totuși Republica Moldova? Eu cred că aceasta este una din marele probleme ale Republicii Moldova. Noi, odată și odată, trebuie să ne determinăm care este structura de guvernare a Republicii Moldova sau atunci când vorbim de o țară parlamentară. Noi știm ce se întâmplă într-o țară parlamentară, unde președintele, de fapt, este o figură simbolică și șeful statului este șeful executivului. Păi tocmai de asta, pentru că noi încă avem un model cumva inventat parcă special pentru Republica Moldova. Și eu cred că noi, până când nu vom pune punct pe această problemă, ne vom mișca foarte, foarte greu, pentru că pe de o parte suntem țară parlamentară, pe de altă parte avem alegerea directă a președintelui, funcțiile nu sunt foarte clar delimitate și atribuțiile. Este ok, de exemplu, un președinte să se implice în diferite, nu știu, discuții la guvern, în diferite... Bine, haideți să numim lucrurile pe nume, să nu ne ascundem după deget. Președintele Dodon este și liderul neformal al socialiștilor. Prin urmare, în anul, la anul vom avea alegeri prezidențiale. Este evidentă tendința de a capitaliza într-un mod oarecare activitatea guvernului sau de a se asocia nemijlocit cu activitatea guvernului pentru a obține dividende politice în alegerile prezidențiale. Și pe de altă parte, nu văd o problemă aici la mijloc foarte, foarte mare. Așa se activează în dimensiunea, așa se acționează în dimensiunea politică. Este foarte important să aibă de câștigat oamenii. Vorbeați de alegerile prezidențiale, foarte pe scurt. V-ați gândit Partidul Democrat pe cine? Desigur, este departe, până la toamnă, anul viitor. Veți participa și pe cine veți înainta? Noi mai avem de făcut câteva exerciții. Noi nu avem alese încă toate structurile de conducere a partidului și ulterior, după aceasta, desigur că vom lua o decizie. Stimați radioascultători, vă reamintesc că puteți adresa întrebări liderului Partidului Democrat, Pavel Filip. Numerele de telefon la care puteți suna sunt 022-721-758 sau 022-406-853. Regia ne anunță că avem un radioascultător. Vă rog, domnul Filip, să puneți căștile și să ascultăm. Alo, bună seara, sunteți în emisie directă? Alo, bună seara, nu vă auzim. Alo. Da, va reveni radioascultătorul, s-a întrerupt. Noi continuăm discuția noastră. Foarte pe scurt, discutăm, mai am foarte multe întrebări, domnul Filip. O să încerc fiecare să guvern care vine și pleacă promite o justiție corectă. Este o durere și este un subiect care este discutat acum tot mai mult și mai mult. Avem un procuror. Cum credeți, odată cu venirea domnului Stoianoglu, lucrurile se vor mișca din loc, oamenii vor simți, iată, această, să se miște carul din loc și aceste reforme ale justiției? Îi vom da apreciere după o perioadă de activitate, cel puțin pentru mine personal, mesajele care au fost lansate de către domnul Stoianoglu au fost mesaje foarte puternice care mă face să fiu încrezător că lucrurile se vor schimba în procuratură. Cum îl vedeți dumneavoastră, iată, ca procuror general? Este, nu știu, vulnerabil față de politic, pentru că unii analiști spuneau că cumva ar fi?
Nu, legea cu privire la procuratură oferă independență deplină procurorului general și nu văd cum ar putea fi dependent de politic. De maniera legii care era aprobată prin asumare de răspundere, cred că procurorul era mult mai dependent politic. Care iată, printre, analizând primele acțiuni, dumneavoastră spuneți că vom vedea ulterior, analizând primele acțiuni, vedem că a fost cumva suspendat șefii celor două procuraturi, a Procuraturii Anticorupției și al PCCOX-ului. Cum analizați aceste acțiuni? E normal să pornim de aici? O reformă a justiției? Bine, eu nu văd o legătură cu politicul prin aceste acțiuni. Nu, eu am, deci am trecut deja la o altă. Dar eu cred că de aici și trebuie să înceapă un procuror general, pentru că nu te poți mișca până când nu-ți faci ordine pe intern. Trebuie să fii absolut încrezut în echipa pe care o ai. Despre eliberarea lui Vlad Filat. Foarte pe scurt vreau să vă întreb și la acest subiect, cum credeți, de ce acum a fost eliberat Vlad Filat și dacă detenția lui a fost totuși una politică? Bine, eu nu cunosc mai mult decât a fost, am avut ocazia să fac cunoștință din mass media. Deci a existat un proces, există o decizie a instanței de judecată. Eu niciodată nu am discutat și nu am pus la îndoială deciziile instanțelor de judecată. Ele trebuie executate. Există toată această cale în justiție care, într-un mod oarecare, trebuie respectată. Cât ține dacă a răspuns politic, eu cred că a fost și partea de responsabilitate politică. Vom reveni la discuție. Regia ne anunță că avem un radioascultător. Bună seara, sunteți în emisie directă, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Alo, bună seara, încă o dată. Bună seara, vă ascultăm. Domnul Filip, eu vă sunt din satul Cucurești de jos, răunul Florești, îmi spune Andrei Bejenar. Sunt membru Partidul Democrat din anul 2000. La moment am o vârstă bunișoară și mai sunt și pensionar. Și ultimii 4 ani de zile, noi, pensionari, am fost divizați în două grupuri. Grupul cei care au pensia până la 2000 de lei și grupul care are pensia după 2, hai să spun până la 3000. Eu fac parte dintre a doua grupă. Spuneți-vă, rog, în ultima 6 ani, atât s-a făcut pentru primul grup. Și indexări, și creșterea pensiei cu 10%, și ajutor pentru căldură, și două ajutoare s-au avut de 600 de lei pentru pensionare care spun la 2000 de lei. Noi, care am mai muncit o leacă mai mult ca alții, și am transmis bani în fondul social mai mult ca alții, cui am rămas noi? Și am spuneți, ce de rămas nouă să facem? De furat nu putem fura, fiindcă nu aveam acces la avere. Propunerea mea este ce? Să ne adresăm ori României, ori Ucraine, ori Transnistrii și ne iei de suflet. Da, domnul Bejenar, am înțeles. Noi vă mulțumim mult că am înțeles întrebarea. Eu vă mulțumesc mult, domnul Bejenar, pentru întrebare. Eu vreau să vă spun că noi suntem cei care am pus în aplicare reforma sistemului de pensie, o reformă foarte și foarte complicată. Aceste decizii de a ajuta oamenii sub 2000 de lei cu ajutoarele cele de 600 de lei sunt niște decizii, au fost niște decizii pe o perioadă oarecare de timp și atunci am venit să-i ajutăm pe cei care sunt mai vulnerabili. În rest, eu vreau să vă asigur că dacă în continuare va fi pusă în aplicare reforma pe care am realizat-o a sistemului de pensii, cu siguranță pensiile vor fi majorate la toți, pentru că noi, de fapt, am revenit la regula de aur a unui sistem de pensii. Deci fiecare trebuie să primească o pensie direct proporțională cu contribuțiile sale în buget. Aici era foarte multă nedreptate și noi am eliminat această nedreptate. În continuare, această reformă nu a fost despre majorarea pensiilor. Această reformă a fost despre a face regulă în această formulă de calcul a pensiilor, de indexare a pensiilor. Și în continuare, lucrurile stau foarte simplu. Depinde de economia Republicii Moldova, câți bani vor veni în fondul social și pensiile vor crește mai repede sau mai încet, în strictă legătură cu economia. Domnul Filip, cum apreciați relațiile Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul? Iată, după toate schimbările care sunt acum. Eu cred că acest lucru a fost
o altă problemă mare pentru Republica Moldova. De la independență încoace, politicienii cumva au acreditat această idee că problemele Republicii Moldova vor fi rezolvate ori de Moscova, ori de Bruxelles, ori de Washington, ori de nu știu cine încă. Trebuie odată și odată să conștientizăm că problemele ni le putem rezolva noi singuri. Nimeni nu va veni să ne rezolve problemele noastre. De aceea, evident că trebuie să avem o politică externă echilibrată, în același timp să nu uităm că noi am considerat și vom considera în continuare că țara se poate dezvolta bazată pe valorile europene. De aceea avem acordul de asociere cu UE, avem acordul de liber schimb și care și-a demonstrat eficiența, o să urmăriți statistica exporturilor din Republica Moldova și încolo trebuie să se miște țara. Foarte pe scurt, mai avem un radioascultător. Da, vă ascultăm. Bună seara, sunteți în emisie directă. Foarte pe scurt întrebarea. Alo, bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Iară, alo. Alo, da, vă ascultăm. Vă auzim. Andrei Păsărabu, Republica Moldova, suverană independentă. Ascultați, domnule, ascultați, în 16 decembrie a făcut care la lege pensională, da? În 16 decembrie, 16 decembrie. Din păcate, foarte slabă este legătura și nu înțelegem întrebarea. Vă rog mult, mai reveniți. Vă rog foarte mult să mai reveniți cu un apel. Da, domnul Filip, foarte pe scurt, vreau să vă întreb protocolul negocierilor în formatul 5 plus 2. Văd că bate pasul pe loc. Flenchea spunea că Tiraspol nu vrea să audă despre discuțiile cu privire la problemele care țin de fiscalitate, armonizarea sistemului fiscal și așa mai departe, cele vamale. Cum vedeți dumneavoastră o soluție de compromis? Știți, pare mi se, foarte pe scurt, da. Pare mi se Churchill spunea că democrația nu este cea mai bună formă de guvernare, dar ceva mai bun încă nu a fost inventat și eu cred că formatul 5 plus 2 poate nu este cel mai bun format, dar cu părere de rău, altceva mai eficient încă nu am inventat aici pentru a rezolva această problemă. De aceea, desigur că cu discuțiile trebuie să continue în acest format până la identificarea și unei soluții politice. Domnul Filip, dumneavoastră știați că Vlad Filat are mai multe identități, mai multe cetățenii? Vlad Plahotniuc, Vlad cred că Plahotniuc, îmi cer ați avut scuze. în Vlad vedere. Plahotniuc, îmi cer scuze, da. Nu, desigur, eu am aflat ca și dumneavoastră atunci când a apărut acest subiect în spațiul public. Cum priviți? În timpul guvernării dumneavoastră se făceau interceptări telefonice. Mai mulți jurnaliști, bine, politicieni și așa mai departe, au fost interceptat telefonic. Au fost foarte multe discuții, spunea Igor Dodon, președintele, în timpul guvernării Partidului Democrat. Păi, vedeți că foarte mult s-a vorbit la acest subiect. Eu cred că a fost timp suficient, iată, 5-6 luni de zile, pentru a scoate aceste probleme în evidență și pentru a fi pedepsiți dacă cumva se face cineva vinovat de acest lucru, dar știu că au fost audieri și până o fi nu am văzut învinuiri directe sau să se fi găsit cineva Și o ultimă vinovat. întrebare, pentru că mai avem un minut până la sfârșit. Cum apreciați activitatea partidului sau anul 2019 pentru Partidul Democrat și ce va fi pentru anul 2020? Ce vă propuneți? Anul 2019 și le spuneam și la colegilor, desigur că a fost un an dramatic pentru Partidul Democrat, dar am certitudinea că noi am depășit această criză și acum partidul va merge în ascensiune, pentru că vedem deja care sunt și opiniile cetățenilor. Membrii partidului se simt puțin altfel deja, mai bine și odată cu resetarea partidului care urmează să fie realizată în anul viitor, eu cred că PD-ul va reveni în rândul formațiunilor politice importante și care pot influența lucrurile în Republica Moldova. Domnul Filip, mai aveam întrebări, din păcate cu altă ocazie le vom adresa. Vă mai așteptăm și la alte ediții. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați găsit timp și ați venit în această seară la emisiunea Loc de Dialog. Vă mulțumesc și eu. Stimați radioascultători, vă reamintesc că am discutat în această seară cu liderul Partidului Democrat, Pavel Filip. Ne reauzim cu o altă ediție la sfârșitul acestei săptămâni. Invitatul ediției este fostul premier Maia Sandu. Așa că ne
auzim vineri la ora 18 și 10 minute. Eu vă zic o seară liniștită. Cristina Popescu a fost la microfon, iar la regie Veronica Botnariuc. Toate bune!